part of you. You are part of me. I love you always. You make me happy. You make me feel alive. I am you, and you are me. Bună, știu ce zi e astăzi, nu spuneți, e sâmbătă, dar n-am avut timp ieri să filmez video, nici să-l postez. Ieri m-am ocupat cu cumpărăturile de acasă, cu Natalia pe afară, prin casă și așa m-a luat și cu cina seara, m-am apucat să pregătesc, nu mâncăm seara după 8-9, așa că am pregătit mai devreme și n-am avut timp să filmez video, așa că iată-mă aici azi, sâmbătă, mi-am făcut timp. A trecut ziua ușor și, cum vă spuneam, asta e un video special pentru mine, pentru că Natalia mea are deja 10 luni, mai are puțin și face un anișor. Am aici în fața mea chestiile pe care le-am cumpărat acum, de aniversarea ei. Pare ciudat, pentru că poate unii din voi, de fapt, nici nu știu câți au procedat ca mine, sincer. Însă eu mi-am dorit-o foarte mult pe Natalia ca copil. Și nu știu, când am aflat că sunt însărcinată, a fost ca un șoc pentru mine, un șoc în sens de bine, în sensul că mă bucuram tare mult că în sfârșit Dumnezeu mi-a dat oportunitatea de a fi mămică, dar în același timp un sentiment de teamă mare, pentru că mi-era teamă de viitor, de faptul că nu știu să fiu mamă, de faptul că nu știu să am grijă de un copil mic, cum voi naște, cum se va întâmpla, ce se va întâmpla, toate chestiile astea. Am trecut peste, o am pe Natalia, nu am născut ușor, însă asta o să vă povestesc într-un alt video. Și mă bucur că am lângă mine, cum am spus, are aproape un an și de când s-a născut am decis că în fiecare lună, adică pe data de 13 a fiecărei luni până ce ea face un an, să o sărbătorim. I-am făcut, cred că din 10 luni câte are până acum, 7 i-am pregătit torta acasă, restul am cumpărat din magazin. Pentru că am vrut să văd, să iau și cu desene, cu prințese, cu chestii din astea. Și mare mi-a fost mirare să văd că erau oribile, mult mai proaste decât cele pe care le făceam noi acasă. Aici la englezi cel puțin torturile lor conțin doar un blat buretos, nici măcar însiropat. Și un strat, așa cred, foarte, foarte subțire de gem aruncat acolo între două straturi de blat și deasupra mult pastă din aia de zahăr cu diverse desene Frozen, prințese, Winnie, Minnie, Mickey, etc. Nu mai vreau să mai iau, i-am pregătit acasă și da. În fiecare lună noi am sărbătorit-o pe Natalia noastră cu tortuleț și am considerat, chiar dacă e micuță, să-i luăm un cadou. Poate pare absurd pentru unii din voi, însă eu așa am vrut să-mi sărbătoresc copilul. După ce va face un an, o voi sărbători numai la câte un an, cum se face normal, dar până atunci așa am vrut. Și să vă arăt și să vă explic fiecare cadouaș pe care l-am luat acum. O să le filmez special pentru că mi-e greu să le arăt în față, pentru că sunt măricele, cel puțin una din ele. Da, și să vă explic în parte de ce i-am luat ce am luat acum și apoi să revenim. După cum vă spuneam, aici în pat, dezastru ca de obicei, haine și jucării, nu vi le mai arăt că deja e aiurea. Am cadourile pe care le-am luat Natalia la 10 luni. În primul rând, este nelipsita oliță. Care am pus-o pe Instagram și pe Facebook, cei care mă urmăresc sau am la prieteni pe Facebook știu. Este o oliță super simplă de la Disney, care are aici desene cu Winnie și cu Ior, parcă îi zice. Aici în spate la fel și este destul de lată. Aici Natalia e măricică, e un pic grăsuță, nu e chiar slabă și are pulpițe cât să le susțină aici pe chestia asta. Și da, nu este cine știe ce, a costat 10 lire. Nu mi se pare că o oliță trebuie să fie cine știe ce, cum sunt altele de cântă, de vorbesc, de luminează. Mi se pare o porcărie totală, pentru că copilul până la urmă trebuie să se învețe să stea pe oliță și să știe de ce, nu să îi cânte olița când se așează sau... Mă rog, asta e doar părerea mea personală, acum puteți să aruncați cu ouă care nu sunteți de acord cu mine. Na, și ăsta a fost primul cadou pe care eu am ales să-i iau la 10 luni, pentru că am decis să o pun la oliță. Momentan n-am reușit să facem nimic, însă încercăm aproape în fiecare zi și să vedem. În al doilea rând, am aici două chestii pentru dinți de la Dr. Browns. Dr. Browns este o firmă care mie mi-a salvat viața, cel puțin în privința biberoanelor. Când s-a născut Natalia, a început ca orice alt bebeluș cu colici și biberoanele de la Dr. Browns m-au salvat enorm de mult. Îmi pare rău că nu cred că mai am vreunul pentru că le-am aruncat, că vi le arătam și vă spuneam întreagă povestioară despre ele, însă o să vă arăt, o să vă povestesc la finalul filmulețul despre ele și o să vă arăt și imagine de pe Google, cel puțin, să vedeți cum arată și de ce sunt extraordinar de bune și de ce pe mine m-au ajutat enorm. Are firma aceasta Dr. Browns, este un doctor dentist de copii, dacă nu mă înșel și vorbesc prostii. A scos 4 jucării, 4 animăluțe, fiecare are un nume. Nu-l știu, fiecare nume la jucărie, însă asta are un fel de plastic aici în care Natalia deja și-a înfipt dinții, după cum vedeți. Este plastic moale, iar în rest unde e mai albă este tare. Aici boticul îl are tot moale, îmi scuzați și unghiuța, și este bună pentru stadiul 2 al copiilor care deja au dințișori și le masează aici cu marginea asta așa dinții, cel puțin așa am înțeles eu, și zice că este foarte bună pentru copii, pentru stadiul 2 al dințișorilor. Aceasta care este aici este la stadiul numărul 3, are peste tot chestii din astea așa, niște borbonițe le zic eu, unde ar da cu dințișorii, unde ar lua, are din astea. Iar mie mi se pare super fain și pe ea o ajută tare mult, îi place chestia asta, plus că e un material moale rău, care poți să modifici cum vrei, îl poate apuca cu mânuța așa de orice parte și mi se pare super fain, adică sunt faine. Una a fost 3 lire, una a fost 4 lire, dacă nu mă înșel. Mi se pare destul de ok, vă las link-ulețul jos în descriere dacă, deci sincer habar n-am dacă le găsiți și în România. Dar sunt perfecte pentru dinții și pentru gingiile copiilor. Dr. Browns mai are încă două, cum spuneam, în afară de asta, dar nu le-am luat pentru că una e în formă de triunghi, așa ca o felie de pepene roșu și aia e doar pentru copiii care încă nu le-au dat dinții, pentru gingiuții și ceea ce Natalia nu mai are cazul, care are 2 dinți jos ieșiți și 2 sus. Pe ea ei trebuie de masaj, cum sunt astea două și da, ultima este ca un fel, e ciudată cum arată, o să vă pun o poză acum. Și mi se pare ciudată forma aia și nu am găsit un magazin să eu cumpăr, dar nici nu mă interesează, că eu puteam comanda online dacă era, dar nu. Am ales să rămân doar la astea două aici. Mai departe, că deja vorbesc cam mult. Aici am o chestie, nu știu, un fel de băț pe care e pusă maimuțica asta. Este de la VTech, Stack and Discoverings. Are aici setările pentru volum, adică la puncte închisă și la restul e volum mai încet și mai mare. Butonelul ăsta de aici nu face nimic dacă îl apeși, dar maimuțica, dacă o apeși, începe să cânte. Inelușele se scot de aici câte unul, toate, smărim diferite, după cum vedeți, ca un fel de piramidă din ele. Și ăsta e ultimul. Inelușele sunt dintr-un plastic rezonabil, adică moale, se poate apăsa un pic pe ele, nu au o suprafață foarte dură, ceea ce Natalia, bineînțeles că le bagă în gură, după cum vedeți, și mi se par ok, ca plastic, ca material. Apoi are bățul ăsta așa, care este drept, pentru că au și cei de la Fisher Price tot ceva de genul ideea asta de jucărie, însă la ei bățul vine așa ca piramida, ceea ce dacă nu ai nimerit exact inelele care trebuie, nu mai intră și mie nu mi s-a părut normal. Vreau să văd să bage chiar și ăsta așa, după aia pe cel mare și uite așa mai departe. Și asta e perfectă. Și ei, culmea, îi place mai maimuțica asta tare mult, adevărul că e și simpatică. Și dacă îi dai drumul, vorbește și încurajează copilul să mai ia până acolo, în engleză, pentru că, na, doar așa găsim noi aici jucării. Și cântă, și dacă bași câte un ineluș, butonelul ăsta de aici se apasă și provoacă un sunet ceva, keep stacking, adică să continui să tot pui mai departe. Face sunete din astea amuzante. Da. Și Natalia îi place tare mult asta și e o jucărie potrivită pentru copii de 10 luni, pentru că ne încurajează imaginația să se prindă de faptul că trebuie să pună inelele pe bățul ăsta. Și maimuțica care e simpatică, Natalia când o vede cel puțin o ia de acolo și se joacă și cu astea, le roade, le mai învârte așa, le... Se joacă cu ele, sincer o interesează, așa că mă bucur mult de tot că am luat-o, a fost 13 lire dacă nu mă înșel și o să vă las și linkulețul jucăriei astea în descriere, poate vreți să treceți să vă uitați despre ce e vorba mai detaliat. Și în ultimul rând avem o jucărie destul de măricică de pluș, asta e palma mea, asta e jucăria, bineînțeles că are capul și pălăria cât mai mult decât jumate din corp. Așa că este Sherifful Callie, nu știu cum să-i zic. Este de la Disney și e din desenele alea cu Sherifful Callie, cu cactusul ăla verde, cum îi zice, poate râdeți, dar eu le știu aproape pe din afară, pentru că îmi place și mie, de ce să nu recunosc? Așa. Iar pisicuța asta i-a plăcut în magazin foarte tare, Natalia îi plac pisicile. Indiferent unde le-ar vedea, pe stradă, la televizor în desene, la televizor în reclame, la Kitty Cat, la astea, la Whiskas, Natalia se uite și cum vede pisica, ha, începe să râdă și toată fericire. Și când a văzut pisicuța asta în Toys R Us, a văzut-o, era o variantă mai mică, a pus mâna pe ea imediat și a luat-o și a mângâiat-o așa și o punea la guriță și i-a plăcut. Apoi ce m-am gândit? Ba, era, cred că până aici, până la cureaua ăsteia de mare și era 10 lire, pe când asta a fost 17 lire. Adică pentru 7 lire în plus am dat și am luat o pisică mult mai mare și adevărul e că e mare. Are codița, are ce trebuie la fiecare pisică. Îi plac și desenele cu ei, îi place și asta de pluș, o ține în colțul ei acolo și se culcă lângă ea noaptea și mă bucur că i-am luat-o. Deci, de la distanță, cam astea ar fi cadouașele pe care le-am luat Natalia la 10 luni. Acum să vedem ce o să le luăm la 11, că nu sunt încă decisă, habar nu am. Na, habar n-am. Și mai am aici lângă mine, să nu uit să vi le arăt, să fac loc. Așa, pentru că sunt mari. Am lângă mine ceva care trebuie să completez când Natalia va împlini un an. Pentru că tot e vorba de aniversări și de asta. I-am luat-o din România înainte să plec, eram însărcinată în 7 luni când i-am luat-o. Îi zice albumul roz, primul an al fetiței mele. Pe spate arată cam așa. Scrie niște chestii frumoase care mie mi-au plăcut. Este și varianta albastru pentru băieței. Eu am găsit-o în Ocean, nu știu cum îi ziceți. Și a fost cam 30 de lei sau 35, undeva pe acolo. Și are niște chestii foarte drăguțe. Dacă dați cadou cuiva, scrieți aici din partea cu tare pentru cu dragă. Da? Aici, iată-mă în burtica lui mami. O să pun o poză cu ecografia Nataliei pentru că am mai multe. Mai departe, despre mame și tati, o poză cu ei, numele lui mami, locul nașterii, data nașterii, numele lui tati și așa mai departe. Aici este toată familia, numele bunicilor ambii din partea mea și ai lui Laur, ai soțul meu, bunica, bunicile ambele, mami, tati, numele și Natalia, normal. Așa, asta este din data de când s-a născut, am sosit azi, voi scrie aici 13/8/2015, ziua din săptămână, ora, greutatea, culoarea părului, etc. Aici este numele la care s-au gândit părinții, numele descris și iar cred că o poză cu ea trebuie să pun aici. Mai departe, piciorușul și mânuța ei, le am și pe acestea, deci pot pune pozici sau amprente, cred că îi mai intră mânuța aici până la un an pentru că e destul de ok. Așa, primii pași în lume, ce îmi place să fac, primele jocuri cu mame și tati, trebuie să descrie aici. Urmează un cântec de leagăn și probabil aici o să lipesc o poză cu ea de când doarme sau de când dormea, când era mai micuță. Apoi, primul meu somn, impresiile lui mame și tati a doua zi dimineața. Și aici tot o pozită cu ea când era bebeluș și dormea probabil în prima noapte. Prima mea băiță, poză de la băiță aici presupun. Iar aici am făcut prima baie de vărat în ziua de când i-a căzut buricul. Dacă vă vine să credeți, i-am păstrat buricul până acum. Așa. Jocurile mele preferate în apă sunt, mâncarea preferată care îi place. E un porcușor simpatic aici care îi gătește. O să-i pun o poză cu o mâncare destul de simpatică care se strâmba, dacă mi-aduc eu bine aminte. Ce se întâmplă în lumea mea, primul dinte, la 8 luni, primele cuvinte mama, ce știu să fac, lucruri care îmi plac, jucăriile sau jocurile, prietenii mei, prietenii ei, nu are alți bebeluși aici cu care să interacționeze, poze de la botez, aici numele meu întreg este data ceremonia de la botez, cum ar veni, cine a fost de față, primul meu Crăciun, l-am sărbătorit la cine a fost cel mai frumoase cadouri, poză cu primul Crăciun, aici e renul ăsta super simpatic. Prima e aniversare la un an, care să fie mare, da, și am sărbătorit-o la cine a fost prezent, câte cadouri, ce a fost cadou, prima mea vacanță și cu ocazia asta vă voi dezvălui un mic secret. O să mergem cu ea în România la sfârșitul lui octombrie. Am rezervat totul, o să merg în prima ei vacanță și la munte și la toate rudele și abia aștept să văd reacția ei și cum o să se comporte. Da, și aici detalii despre prima vacanță, după cum am spus. Aceasta este familia mea, poză cu toată familia și o să o pun cu mare drag. Și abia aștept să completez albumul acesta când ea va face un an, pentru că mi se pare interesant. Și am vrut să-i iau din tot sufletul înainte de a veni în Anglia, pentru că e în română, sincer. Nu am vrut în engleză și aici este o grămadă, dar nu am vrut eu. Aici mai am albumul tot când o să facă ea un an, My First Year, Birth de la naștere, aici la un an poza că e mai mare, și pe rânduri la 10 luni, la 9, la 8 luni, la 7, la 6 și tot așa. Și aici este coperta de fapt albumului, care este un album întreg, aici, completat momentan doar cu pozele de la botezul Nataliei, care l-a făcut în Anglia. Cam așa era ea la botez. I-am făcut botezul la 2 luni și s-a comportat frumos, am găsit aici biserică în Anglia, biserică românească de-a noastră. Cam așa a fost Natalia mea la botez. Aici este în cazanul cu apă. Și am primit o mare surpriză, plăcută, foarte plăcută, din partea preotului. Vă arăt aici poză. Avem o iconiță, asta de fapt e doar o poză a iconiței, cu Sfânta Mucenică Natalia, ne-a dat o cadou pentru ea, pentru că a botezat-o Natalia. Și eu o țin aici, pe perete. E și lângă pătuțul ei, e și lângă patul nostru și da. Și cam asta a fost albumul în care eu i-am pus pozele de botez. Aici o să-i pun toate pozele din fiecare aniversare, o lună, două, trei, că tot i-am făcut. Și nu știu să vă spun cât a costat albumul ăsta, l-am găsit aici, nu mai țin minte, cred că în jur de 10-20 de lire sau euro îl găsiți pe Amazon. Și cam astea au fost toate chestiile prezente astăzi. Cam așa arată toate lucrușoarele pe care le-am avut de prezentat. După cum v-am spus, la final o să vă povestesc despre biberonele Dr. Browns. Natalia mea a avut probleme cu colicii ca orice alt bebeluș, probabil și presupun. Iar eu am descoperit fără să vreau biberonele Dr. Browns, n-am știut de ele. 1. Natalia când bea lapte cu biberonul ei celălalt de la Avent, îi curgea pe margine pe aici o grămadă de lapte. Și în al doilea rând plângea de mama focului mititică din cauza colicilor. I-am dat Infacol, îi mai alina un pic. Îi făceam masaj la burtică. I-a prins și asta bine, însă nu mergea mereu. Și de când i-am dat cu astea de la Dr. Browns, mânca liniștită. Și toată chestia și filozofia care au biberonele astea este, după cum vedeți aici în poză, ele au un fel de tubuleț în interior până jos de la tetină și copilul când dă drumul la tetină și lasă aerul să intre în biberon cu totul, aerul este absorbit de acea chestie și se duce în spatele laptelui, adică nu se bagă aerul în lapte ca să facă bulbulucei așa, să provoace colicii. Și dacă l-ați găsit în România, dacă aveți oportunitatea, vi-l recomand din tot sufletul și din toată inima mea, pentru că pe mine m-au salvat biberoanele de la Dr. Browns și am încredere în ele. Așa că, ce să vă spun, video ăsta deja s-a făcut de 50.000 de ani. Acum o să mă duc să pregătesc cina, e surpriză pentru că o să o filmez și o să vă arăt luni video de luni. Sper că vă place ideea să mai pus câte o rețetă din când în când, pentru că asta e pasiunea mea, până la urmă asta e meseria mea, sunt bucătar și îmi place. Mă bucur că vizualizați filmulețele. Și ne vedem în video de luni, așa că să aveți un weekend fain în continuare, vă pup, pa, pa!